Bună, Șerban! Sper că nu ai mâncat foarte mult de dimineață, pentru că astăzi m-am gândit să vă fac o surpriză, nu de alta, dar îmi sunteți tare dragi și să vă pregătesc eu prânzul, ca după emisiune să vă invit la masă. Și pentru că este ziua hamburgerului și nu mă pricep foarte bine la pregătirea acestui tip de mâncare, l-am alături de mine pe Cornelius, unul dintre cei mai faimoși șefi ai acestui preparat, care astăzi mă ajută să fac două rețete de hamburger special pentru voi. Unul mai light pentru Diana, clasic, nu-i așa? Classic, legendary burger. Și unul special pentru tine, pentru că mai ești alături de noi pentru puțin timp și atunci m-am gândit să te răsfăț puțin astăzi. Ce pregătim astăzi? Facem un legendary burger și pe urmă vom monta un Dracula burger. Wow, avem un burger adaptat la România. Știam așa că e o mâncare americanească, cu origini europene, europene, în Hamburg. Fiecare locație, Haro Cafe, în fiecare locație se găsește un local burger. Noi am creat acest burger pentru locația noastră din București. Super! Pentru că eu chiar vreau să fac asta pentru colegii mei. Te ajut. Vreau să-mi spui cu ce începi atunci când vrei să pregătești un burger. Cu mănușile într-un restaurant. Mănușile prima dată. Da. Ce ne trebuie? Deci avem nevoie așa, ca ingrediente. Avem nevoie de o chiflă. Da. O chiflă pufoasă, da? Ok. Brioche bani se cheamă, da? O putem găsi în comerț. Da. De fapt, eu am stat o coca noapte pentru voi, dar o putem și cumpăra. Avem nevoie de salată proaspătă. Perfect. Pot lua cu mâna să aranjez? Te rog. Bun, deci salata. Cât două de multe? Frunze. Două frunze. Mai pune. Uite, o să pun așa. Contează pe ce parte? Nu. E perfect, da? Bun. Roșii proaspete. O felie de roșie. Asta e pentru Diana, că e cu salată, e mai light. Și te ajut eu, pun eu burgerul. Burgerul ce înseamnă? Înseamnă această chiflă? Chiftea. Chiftea din carne de vită, da? Ce conține amestecul de carne pentru burger? Pentru că aici cred că este secret. Fiecare locație are o rețetă secretă. Uh-huh. Și noi, bineînțeles, avem în locația de Haro Cafe, avem o rețetă secretă. Spune-mi în mare, conține carne de vită. Atât, carne de vită. De vită, dar avem 3-4 din carne de vită. Și să vă dau așa un mic secret. Hint. Un mic hint ar fi ceacul, care vine partea din față de la pulpă de vită, short ribs și cam atât. Restul rămân secret. Peste văd o felie de brânză. E burgerul asezonat, făcut la grătar, cu HRC seasoning se cheamă. E un mix de condimente pe care îl găsim în toate locațiile Haro Cafe. Avem două felii de cheddar gratinat. Îl găsim peste tot în magazine, să nu mai spunem. Nu, hai să punem și două felii de bacon, te rog. De care? Bacon. Văd aici, bacon. Iana, renunți și tu la dieta astăzi, măcar de dragul meu, sau le dai la o parte? Să le punem așa frumos. Ok. Da? Onion rings, vinele adică de ceapă, pane. Pane. Da. Homemade, făcut în casă, da? Unu. Hai să punem două. Da? Și chifla deasupra, da? Da. Și gata burgerul nostru. Diana, fac și o salată lângă. Ai și cartofi prăjiți, știu că nu mănânci, dar măcar pentru decor. Punem și sosul, e o combinație de maioneză. Sriracha mayo. E o combinație între sos sriracha, maioneză și suc de lămâie. Și îl servim și cu cartofi prăjiți, da? Da. Super. Hai să vedem și ce înseamnă Dracula's Burger. Dracula's Burger. Avem o chiflă roșie, da? Cu ce am făcut-o așa roșie? Sos de sfeclă? Da, cu sfeclă. Mamă, ce bucătăreasă sunt! Deja știu secretele. Sos de maioneză cu usturoi și suc de lime. Ceva mai greu burgerul ăsta pentru bărbat, așa. Salată proaspătă. Da. Altfel merg mâinile unui șef, nu ca mie. Roșii proaspete. Și avem, acest burger este construit din două patty-uri, din două chiftele. Da? Pe primul patty vom găsi un sos din sfeclă, un sos barbecue, Big Barbecue se cheamă. E un sos ușor picant, da? Asta vreau să te întreb, dacă ustură. E ușor, foarte, foarte. Doar să-ți facă poftă de mâncare. Putem face burger și acasă? Da. Da. Da, si. Putem înlocui carnea de vită cu o carne mai ușoară, de curcan sau de pui? Da.
Și carnea asta tocată, nu știu, se face ca la chiftele, așa o amestecăm și cu alte lucruri, cu eu v-aș recomanda să o lăsați cât mai simplă, pentru a simți exact gustul de proteina respectivă. Eu v-aș recomanda. Dar dacă este cineva care e un împătimit al spice-urilor, al condimentelor, chiar recomand. Opa, văd ceva special aici. Ce, da, ce ne avem chipsuri din sticlă roșie. Pare și sănătos așa. Da. Se tot zvonește că hamburgerul nu este o mâncare sănătoasă. Cu toate astea știu că cele făcute, preparate așa cu carne de bună calitate și poate fără cartofii prăjiți, aduc un aport nutrițional destul de mare. Da, putem servi și cu salată. Salată proaspătă. Cum? Se pare frumos? În 5 minute am pregătit masa pentru colegii mei. Dragilor, sper că v-am făcut poftă și eu am vorbit serios. Chiar vă aștept la masă după emisiune. Până atunci, poftă însă bună. Mă duc să fac și salata. Poftă bună!